Din cauza unui incendiu violent care s-a extins fulgerător, designerul Giorgio Armani a fost nevoit să-și părăsească în grabă vila de pe coasta estică a insulei italiene Palanteria, populară în rândul celebrităților. Armani și invitații lui au plecat târziu în noapte cu iahtul creatorului de modă. Este într-adevăr o vară a extremelor. Seceta și căldura pârjolesc pădurile, seacă fluviile și omoară peștii. Iar când în sfârșit plouă, apa se revarsă sub formă de grindină distructivă. Seceta care afectează aproape întreaga Anglie pune în pericol peștii din râuri. Nivelul apelor e atât de scăzut încât Agenția Britanică de Mediu a inițiat un plan de salvare. We've looked at every single other option. We can see that the levels aren't going to improve. We then have to go to the ultimate stage, which is removing the fish and rescuing them and moving to another place. Regular phosphate testing being often 10-20 times the target levels. În Franța, cultivatorii de vițe de vie se roagă intens să plouă măcar acum. Altfel, strugurii sunt compromiși și implicit faimoasele vinuri ale Franței. 9 août, c'est du jamais vu. Avant, la première fois, c'était 12 août, les plus précoces. On a cette année des petites baies, vous voyez, on est habitué à avoir le double de volume hein, sur les baies, donc ça c'est la conséquence du manque d'eau. Postoje un consensus upravo da će Mediteran se osušiti. Tu nastupe duža intenzivnija sušna razdoblja. Îngrijorător este că și când plouă în sfârșit, mai mult strică decât ajută. Cum s-a întâmplat aseară în mare parte din Anglia. În Germania, circulația puținelor vase de transport care se mai încumetă pe Rin s-a blocat în apropiere de Bingen, după ce elicea unei nave s-a împotmolit în noroi. Pe de altă parte, secarea Elbei a scos la iveală așa numitele pietre ale foametei. O legendă din veacul al XVII-lea spune că atunci când se văd pietrele, ne așteaptă vremuri grele, de aici și numele lor. Iată cum arată astăzi Miljaca, o faimoasă cascadă din Bosnia. În loc să admire căderile vijelioase de apă, turiștii contemplă stânci acoperite de mușchi. Apă nici pomeneală. Nici Iordanul, al treilea cel mai venerat loc al creștinătății, nu duce bine. Responsabilii iordanieni au ajuns să-i descurajeze pe pelerini să-și ia acasă o sticluță cu apa socotită sfântă. Guvernul de la Ierusalim s-a angajat să reabiliteze Iordanul, transferând apă din lacul Kineret, cea mai importantă sursă de apă a Israelului. Importance of the Jordan River, of course, is it's in its cultural, biblical, religious importance, and therefore it's so important to revive it. The plan is to finish it by 2025 from almost 30 million cubic meters of water that flow there today. We are going to have an addition of another 40 million cubic meters annually. În acest timp, chinezii apelează la tehnologia de însămânțare a norilor pentru a umple râul Yangtze, tot mai secat. Mare parte a Chinei este afectată de secetă și de cel mai mare val de căldură înregistrat vreodată. Sute de fabrici din sud-vestul țării și-au oprit producția din cauza căldurii. Hidrocentralele abia mai funcționează, iar agricultura este în mare suferință. În stilul specific, chinezii au trecut rapid la treabă. 这几天我们投入120多万紧急开发地下深井，在茶园安装喷灌设备。机器每天可以达100米到300米之间，日出水量。 It's no longer a projection for the future only. It's also what we are already observing. An important message there is also that quite a lot of those impacts are avoidable if we invest good heatwave early warning systems. And for the longer term, for instance, adapting how we build our cities, you know, greener cities or cooler cities.